Am revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule Nicolae Gnatiuc. O să începem cu vacanțele, că parcă aș vrea așa un pic de vacanță. Zice cineva aici să vă transmite câte vacanțe în afara țării v-ați propus pe an, tot de la 10 în sus și să nu uite că a luat apa în mod voit în 2016 la jocurile lui Ovidiu Budeanu. Adică ați câștigat la zaruri apa din Onești? Nu, nu cer iertare, zaruri. nu înțeleg întrebarea cu apa, că am luat apa mod voit la... La jocurile lui Ovidiu Budeanu. Adică eu exprimarea nu e. Bine, și nici o speculație, nu știu ce vrea să zică, că s-a jucat... Nu știți? știu, dacă poate să revină domnul cu o întrebare mai... John nu știu cum. cu o... o întrebare și câte mai clară. vacanțe în țării? Că Ca, ca oricărui om îmi place să călătoresc și, și, și o fac... O fac pe banii mei, nu, nu ca okay. domnul președinte Iohannis pe banii altora și cu avion privat. Eu și cu familia mea călătorim. Așa. Atât timp cât ne de permite. De unde atâția bani? Nu vreau să vă spun că eu îmi, îmi organizez excursiile singur. Adică. Cumpăr bilete de avion când merg în afara țării, de pe internet, de la companii, cu niște prețuri foarte mici. Precum? Haideți că vă și arăt. Spre exemplu, voi pleca în Muntele Atos, cred că peste două săptămâni, pentru trei zile, alături de niște domni, să stăm trei noți, și un bilet de avion până la Salonic și înapoi este 100 de lei. Poftim? Și vă arăt pe platformă, nu vreau să fac Nu-i face reclamă, uh, reclamă vă rog, la dar companie. Dar și mie, vă rog frumos, după conexiunea, că poate uh, mai zburăm și noi. Nu un pic. știam, nu știam că voi participa la. N-am avut de gând să particip la alecele. Uh, locale și am și spus uh, lucrul acesta, că nu, dacă ar fi candidat nașul meu, i-am spus că nu voi candida. Și atunci cum e faza cu Amereu? La, la, ce fază cu AMR? Ați postat că a mai rămas. Păi Dânsu a spus că nu va mai candida și atunci am zis că voi candida eu. Păi atunci ați condiționat dacă nu candidează el că a mai rămas? Sau cum e? Să înțeleg. Eu i-am -am spus și Dânsului că dacă va candida, nu voi candida. Dânsu a zis că nu va candida. Nu mai puțin să intru pe adresa de Deci mi-au biletele deci stă foarte de, ieftine. O de 100 de lei biletul. O să, vreau să intru, uh, mi-au foarte ieftine biletele uh, de avion și merg am am deja uh, luat două excursii în acest an, una la toți 3 zile cu un grup de domni și 100 de lei, deci nu pot să cred așa ceva. Nu, nu vine să cred. Eu, eu nu am vă rog frumos, că îi facem reclamă. N-aș vrea să le facem. Gratis deci, nu face nimic. Dacă domnul Neghin ar fi putut candida, eu aș fi candidată la Consiliul Local Onești. Punct, nu la funcția Atât? de primar. Atât. Pentru că, încă o dată spun, vreau să mă implic și îmi propusesem. Da, să zicem, să sunteți timorat de domnul Neghină? Nu, i-am spus dânsului din 2016 că împotriva dânsului nu candidez. În Aveți 2016 ceva respect? Nu, sau? Din, Ați postat chestia aia, știți? Sau do, au postat în, în 2016, Dânsul mi-a zis că nu va candida. Așa mi-a spus mie. Și la, început, la începutul anului, ianuarie-februarie. Aveți <laughs> Nu e frumos să vorbim despre lucrul acesta. Îmi cer iertare, dar... Okay, Dânsul mi-a zis înțeles. că nu va candida. Okay. Și eu am intrat în campanie electorală, am promis PSD-ului că voi candida și apoi și-a anunțat și Dânsul candidatorului. Eu nu puteam să fac pasul înapoi. Anul acesta mi-am propus să candidez la poziția de consilier local la Onești, inițial. Drept urmare, mi-am și luat bilete, două călătorii, una la Atos în timpul campaniei electorale și una la Ierusalim de Paște, să stau trei zile cu familia. Iar constatând că dânsul se retrage... Discuția se răspurta cu dumneavoastră? Că nu va candida? nu. Am nu, interesant. nu le-am, dar știe dânsul că i-am și spus că nu voi candida, atât cât dânsul candidează. Încă o dată vă spun, domnule Ghineț pricepe mai bine la politică decât mine. Și acum, eu nu sunt un bun politician. Eu mă pricep, zic, nu că mai bine, eu mă pricep bine la administrație. Nu mă compar cu dânsul la administrație, nu vreau să vorbesc în anumite termeni pozitiv sau Dar negativ. Nu, -i, nu -i, da, nu e ok. Bun, și cum e cu vacanțele? Ne întoarcem, 100 de lei vreau și eu să-mi dați conexiunea, e. că vreau poate mai zburăm și noi pe aici, pe acolo. În vacanțe îmi place să merg cu familia în, în, vacanțe. Ce, adică cât de ieftine poate fi sau cât de scumpă e o vacanță? Păi dacă dumneavoastră spuneți că Păi nu care... eu, spune domnul Dacă că... considerați că e scump un bilet de avion dus întors până la Salonic 100 de lei nu! și după cum știți că la muntele, la muntele Atos cazarea, nu că nu e pe bani, la mănăstiri nu, lași cât... Cât te lasă inima. Cât te lasă inima. Și buzunarul. Și la Ierusalim am luat bilete tot cu aceeași companie din Ungaria, e compania de zbor. Mergi și cu mama, mergi și cu o mătușă. Și cât de uh, vă costă? Biletele. Biletele. 1700 de lei, 5 persoane dus întors. Cât? 1700 de lei. Nu cu prețurile astea. Astea sunt prețurile. și neapărat Și ca să fie dovadă în plus că nu mi-am propus... Să, să... mi arătați că nu vă cred până mi da, nu mi Că nu mi-am propus <laughs> să candidez la funcția de, de primar, nu-mi propusesem. Imediat, să vedeți cum e viața asta, imediat după alegeri, voi merge în Turcia cu familia pentru șapte zile. Cu cât? Asta este concediu, este undeva uh, la un oli inclusiv de 5 stele, uh, 4.000 și puțin de lei. Eu, soția și cel mic. Mergem cu mașina proprie, până acolo mergem cu mașina. Astea sunt concediile pe acest an, pe care le-am luat. Le faci și, din chi... Da, da păi Nu, a trebuit să-mi programez la serviciu concediu, soția mea să-și programeze concediu. Noi avem solicitări, cereri pentru concediu. Uh, și v-am spus, uh, nu îmi propusesem să candidez la funcția de primar decât la Consiliul Local și acest lucru aș fi făcut -o tot tot din raționament administrativ și am, a trebuit să port o discuție și cu familia. Iar dacă domnul Neghin ar fi putut candida, Ajut da. Eu n-aș fi candidat la funcția de primar și de asta a fost faza cu Amereu, că am, am purtat o discuție și cu Dânsul. În sensul în care Dânsul mea, mi nu mi-a reproșat, mi-a spus, Nicu, nu, nu e elegant ce ai făcut vis-a-vis -vis de a mai rămas 10 zile. Nu. Eu după cele 10 zile îmi anunțam candidatura. Ah. Dar la poziția de consilier local. Înțeles. Eu nici acum, să. Eu nu mi-am lăsat candidatura la funcția de primar. Mi-am lansat-o, știți dumneavoastră că am fost nu. undeva să-mi lasesc candidatura? Nu. nu. Va urma. Deci nu, nu pur și simplu, nu, nu mi-am făcut un challenge din, din asta. Dar vă spun, la capitolul politic, dânsul știe mai bine să se... Vă că să... Nu, vă, știți să vă vindeți marfa, între ghilimele? e știe mai multă politică ca mine. Bănuiesc că peste patru ani o să știu și eu, la cât știe dânsul acum. Am Bine. înțeles. Cineva vă spune că la DPP -a, fost răspândit un zvon conform căruia că dacă vine domnul Gnatiu la primărie, nu se vor mai acorda bonuri de masă ca până acum. Confirma sau infirma știrea? Între ghilimele știre. Acolo unde am lucrat niciodată n-am tăiat, ce am adus în plus. Dacă va, va rândui Dumnezeu să, să și oneștenii vor alege să ajung primar, nu voi veni cu tăieri de salarii sau cu tăieri de beneficii acelea care sunt astăzi. În schimb, am spus-o și spun, trebuie să făcute niște reglaje vis-a-vis, -vis, exclusiv, de anumite poziții de conducere din cadrul primăriei și DPP, acolo unde lucrurile nu merg bine. Nicu nu vine la primărie să dea oameni afară. Sau să scadă salarii la DPP sau la primărie. De nu, este exclusă asta. Și îmi pare bine că mi se adresează întrebările astea, că înțeleg că eu zvonistic, așa plecum că nu, sunt minciuni, pur și simplu. Iar eu am lucrat la DPP și am fost acolo, inițial n-am fost inginer șef, am lucrat la secția de drumuri. Știu ce eforturi se fac și, și ce salarii au acei uh, oameni. Am înțeles. Sunt oameni cărora trebuie să le mărim salariile la DPP și mă refer aici la muncitorii care chiar duc uh, greu aceste activității de acolo. Uh, da. Uh, da, sunt multe întrebări, să știți. Păi le aștept pe toate și vă răspund. Da Încerc să intru, văd că sunt deconectate de la aplicația de, de, de a uh, În mandatul dumneavoastră a fost reabilitată calea judului. Uh, la momentul actual uh, la momentul actual uh, arată foarte rău. Ce ne puteți spune despre lucrare, uh, despre cum a fost realizată? Pe a costat 0 lei lucrarea a calea la care s-a făcut undeva, cred în 2018. Și uh, vă, vă, explic și cum. Acel drum Calea ajutului, așa se și numește ieșirea din Onești către Ajod, l-am predat către uh, Ministerul Transporturilor, mai precis în administrarea uh, drumurilor naționale, când Nair, de RDP Iași, pardon, de RDP Iași, au preluat drumul, s-a turnat un strat, asta trebuie, deci nu a fost făcută o lucrare consistentă, s-a turnat un strat de asfalt de 6 cm, peste plăcele de beton care existau la acel moment, știți că drumul nu era cu asfalt, era numai din plăci de beton. S-a turnat un strat de asfalt de 6 cm în 2018, asfalt care până anul trecut a arătat bine, deci undeva până 2023, 5 ani nu s-au făcut de rog reparații și întrețineri la acel drum și arăta bine. Pe unește nu i-a costat niciun ban. Dar drumul acela ar fi putut să mai, să mai, poate fi utilizat în condiții bune dacă se făcea o lucrări de întreținere. Acum s-a ajuns într-un stadiu încât practic trebuie reabilitat o, o, reparație capitală. Asta înseamnă spart betonul, sunt plăci de beton de 40 de centimetri, <coughs> spart betonul, refăcut tot terasamentul, după ce se reface terasamentul, nu mai trebuie beton, se merge cu strat cu, strade, cu binder și apoi cu strat de uzură, adică undeva bănuiesc un 8 cm plus, plus, 4 sau plus 6 uzura și drumul va arăta bine. Există posibilitatea să se facă, atât mai greu prin forțe proprii, înțeleg că este o licitație în curs, la organizată de primăria municipiului Ionești. Și îmi doresc și eu acel drum să arate foarte bine. Dar ce s-a putut face atunci cu banii care i-am dat, 0 lei, cred că s-a făcut destul? Da, stau pe telefon pentru că sunt foarte multe mesaje. Primiți, aveți un feedback destul de bun. Nu înțeleg că dumneavoastră sunteți administrator public la Dărmănești și problemele sunt de onești. Semn că oamenii vin, vin și speră să găsească înțelegere. Cineva vă întreabă că de ce totuși nici pe perioada mandatului noastră, nici acum nu e o farmacie deschisă non-stop. Ex exista, un, exista un program de... Exista per... da. Există un program de permanență. Dar vreau neapărat Există un program de permanență, asigurarea permanenței funcționarea farma... pe rând farmaciile din Onești. Am fi făcut un program să funcționeze una dintre ele și non-stop, dar pe rând. Corect. Și cu anunțarea în prealabil acestui program către Oneșteni, astfel încât dacă ai o problemă noaptea, o urgență medicală, să nu încep să iei farmaciile la rând să vezi care e deschisă. Dar nu știu de ce nu se face lucrul acesta astăzi. Uh... Da, îmi zice cineva că toate întrebările nu sunt vizibile pentru toată lumea pentru că uh, primesc pe telefon, de aia Am cer și scuze dragii mei telespectatori și urmăritori de pe rețele socializare, primesc foarte multe mesaje și întrebări pe telefon, pe mesaj, pe WhatsApp uh, și sunt și publice câteva din ele. Acum na, e greu având uh, până la dispoziție atâta tehnică și modalități de a socializa e greu să țin pasul, mi este greu în timpul emisiunii să păstrez o anumită cadență, dar sper să, să reușesc să mă descurc. Foarte multe întrebări către dumneavoastră. Mă bucur să, să înțeleg că și oneștenii sunt interesați. Eu lucrând la Dărmănești acum... Multă lume și... vă zice <coughs> succes! Păi și de ce râdeți? Eu le mulțumesc foarte mult și... Nu e foarte frumos, n-am râs de, din cauza faptului că vă zice succes, că nu pot eu să mai zic, uh, să Citesc tot mesajul așa cum ar fi frumos eu, și să... Eu le mulțumesc fiecăruia în parte, dintre oneșteni și cei din Dărmănești care mi-au scris și mie și dumneavoastră. Le mulțumesc foarte frumos și aștept alături de, de mine și de colegii mei împreună uh, să redăm oneștiul uh, oneștenilor. Uh, foarte mulți uitați, primesc în continuare mesaj, se plâng că uh, uh, terenurile de sport la școli sunt închise. E, aici nu vreau să critic, încă o dată spun. În campania electorală din 2020 s-a promis că redăm terenurile de, de sport din incintele școlilor și liceelor de Le redeschidem, de la Deschidem că se ora porțile. asta. Da. Vorbim direct. Pe 10 iunie, precum un candidat la primăria uh, Municipiului București, voi veni cu o. Cu un clește, Foarte, mari, cu cu clește mare care taie lacătul Așa? și vom tăia lacătele de la terenurile de sport din Onești. Promiteți? E promisiune, dar oricum voi face un contract cu în, uh, în această campanie electorală și voi spune punctual ce voi face, iar dacă nu, demisia în alb. Nu suntem în stare să facem ce promitem, trebuie să plecăm acasă. Adică mulți vin și promit multe. Și apoi spun, las mă că au uitat, uh, au uitat alegătorii ce am promis eu. Nu, eu am și ceea ce am promis în 2020 okay. că fac, sigur că da. Și voi veni cu un contract cu uneștenii, un contract în alb, să spun așa. Iar dacă nu stă în start, pe ani, ce fac în 2020, până la sfârșitul anului, ce fac în 2024, pardon, până la sfârșitul anului, ce fac 2025, 2026, 20... ce, când nu fac, domnul Gânatiuc, demisia. Știți că ați venit cu programul acela? Da. E, ne-ați păcălit, dați-vă demisia, jos. Și așa voi face, pentru că altfel nu merge. V-ați schimbat. Da, vorba unui prieten de-a meu, sper că în bine. <laughs> sper <laughs> că în bine. bine, bine. bine, bine. V-ați schimbat, sunteți mult mai atent la detalii. Nu, am, am greșit încă o dată, am greșit enorm față de mulți oameni uh, și am înțeles lucrul acesta. Din păcate, în, timpul nu poți să-l dai înapoi. Trebuie să mergem înainte. Eu sper că Nicolae Gănatiuc versiunea 2024 e una mult mai performantă decât în 2020, mai ales din punct de vedere administrativ. Și îmi doresc să, să fac bine, mult mai bine oneștenilor decât am făcut în 2016-2020. Am vorbit un pic la începutul emisiunii despre faptul că ați făcut multe drumuri la București și faptul că aveți conexiuni foarte bune la București. Am făcut și mai fac, eu încă mai lucrez la, la da, okay. Dărmănești, chiar am vorbit cu domnul primar astăzi, avem, nu, nu spun ce avem ca să nu face cineva bețe în roate, zic așa. Avem o, o, un aviz greu de, de luat la care muncim și noi și niște specialiști de câteva luni bune. Și materialul e cam gata, lucrăm să, să terminăm cu puzul la Dărmănești, e la un pas să fie gata. Um, și sperăm că cei din Dărmănești, în 2024, în vară, vor avea puzul gata și astfel administrația uh, Dărmănești să poată să lucreze mai ușor în ceea ce privește emiterea anumitor acte. A, a, emitere care puzul contează foarte mult. Și mă refer acte administrative, autorizație de construire, certificate și nu numai. Am înțeles. Uh, apropo de contract, că vă urmărește cel care zis cu vacanțele, concediile, spunea, mai fost unul cu contract în Bacău, viziteu, îi zice și uite ce jalnic e Bacău. Oamenii sunt diferiți. Eu uh, îl cunosc foarte puțin pe domnul viziteu. Nu știu activitatea dânsului, știu de activitatea administrativă de spune nu este treaba mea, dar eu poate am făcut multe greșeli, dar m-am ținut de cuvânt întotdeauna. Când am promis un lucru, l-am făcut. Nu pot să fac decât să-i rog pe unește să aibă încredere mine în 2024, data de 9 iunie și nu îi voi dezamăgi. Uh, am primit un mesaj despre cumătrul de la poliția locală care cumulează pensia cu salariu. Cu mătru meu, nu mătru noastră. Nu știu la cine faceți referire. Poliția locală la Onești. La Onești. Mai Încă o dată aș vrea să nu vorbesc despre despre domnul nu vomână, despre fostul primar al municipiului Onești. Eu îi port un respect deosebit. Vreau să vorbesc eventual Domnul actualul primar Domnul Jelco Este viceprimar cu atribuții de primar Poate să verifice dacă este o situație Cu siguranță cu siguranță, Este o situație acolo Și să facă ce consideră dânsul Că e bine Sunt multe Văd că lucrurile se așează așa într-un fel Vorbeam și de Dărmănești Amestecat am vorbit și cu Onești și cu proiecte Sunt proiecte care le lăsați în urmă la Dărmănești? Nu. urme vizibile. <gânt> nu, nu las nimic în urmă eu. Nu, uh, în sensul de proiecte. Vo noi, Astăzi vorbeam și un, o mare, un mare proiect care îl propun pentru oneșteni este reabilitarea blocurilor din onești. Și a, mă refer la acoperișelor. Uh, oneștiul vis-a-vis -vis de Dărmănești, Dărmănești în 2018, sper să nu greșesc, în 2020 s-a reabilitarea blocurilor. Evident, acolo sunt mai puține blocuri În Dărmănești decât în Onești În Comănești, la fel în, 2000, în perioada aceasta se reabilitează Multe au o finanțare Finanțări, deci se au reabilitat Având fonduri de la guvern nu pe, bani, de nu pe banii uh, Comăneștenilor Sau celor din Dărmănești Fume mari, foarte mari Pe lângă locuri de muncă la Onești Pe lângă scăderea taxelor Și mă refer la apă, gunoi și impozite Uh, propunerea mea pentru oneșteni este să reabilităm toate blocurile din onești în mandatul 2024-2028 și promisiunea este că voi găsi fondurile necesare. Știu, sunt probleme și mi se vor spune, Gănatiu nu știe. Problema în obținerea fondurilor este cartea tehnică a imobilului. Uh, marea majoritate, să nu zic toate blocurile din onești, nu au asociațiile de proprietari, nu dețin Cartea tehnică a blocului Ce e de făcut? Se poate, se poate reface această carte tehnică Sunt arhive, sunt fostele companii de stat care au realizat aceste blocuri Și documentația tehnică există Trebuie din bani, de la bugetul local finanțat Refacerea cărților tehnice la fiecare bloc în parte Și ulterior trebuie aplicat pentru, pentru finanțare să reabilităm blocurile Există zona de cuartal, care mi îmi place foarte mult. Niște blocuri care cred că ar putea intra în patrimoniu, să zic așa, al Boneștiului. Zone, zone, cu imobile vechi, frumoase, cu anumită arhitectură, dar din pricina vechimii construite în 60 datorită faptului că au trecut mulți ani peste aceste imobile, partea de învelitorile s-au deteriorat. În marea majoritatea lor sunt oameni în vârstă care locuiesc în aceste blocuri, mai ales în cuartal. Nu își permit din, din banii proprii să, să refacă acoperișul și atunci trebuie să-i ajutăm. Trebuie să-i ajutăm prin a obține finanțare și a reabilita primăria cu fonduri de la guvern, toate blocurile din, din Onești. Uitați-vă, mergem la București și dumneavoastră și eu... Cu, cu serviciu sau, eu știu, în călătorii fiecare ce, ce treabă are prin București. Foarte multe blocuri în București au fost reabilitate, să nu zic toate. Uh, am un primar de sector și nu vreau să spun care, mi-este prieten, ne întâlnim în București, îi cer uh, sfaturi, uh, mai văd ce cum obține finanțări și ce, ce lucrări desfășoară în București și îl întreb și îmi spune da, am reabilitat aproape toate blocurile și școlile, grădinițele, prin bani, de la bugetul local și finanțări. E, putem face asta în Onești. În Onești, școlile, Ghiță Mocanu, școala numărul 1, grădinița Magnolia, nu înțeleg de ce nu e gata, că a fost atâta timp grădinița cu program prelungit de deci, sunt școli pe care am semnat finanțarea, am adus fondurile, se reabilitează acum, spuneam, din 2019, 2018, mai ales la Gheță-Mucanu, unde am obținut banii dar trebuie să organizăm licitații și așa mai departe, semnase în contracte de finanțare, iată ele se, se modernizează, dacă am găsit bani pentru școli pentru grădinițe, trebuie acum să, să găsim bani și pentru blocuri și cu siguranță, dacă ne ajută Dumnezeu, vom găsi bani astfel încât să reabilităm complet uh, blocurile din uh, municipiul Onești. Uh, se vede că n-ați mai venit de mult timp la emisiune. Vă ascult așa și mă uit cu câtă aplicare, vă vorbiți punctual de fiecare subiect în parte, foarte bine structurat. Pe păi asta e doare pe Onește ne astăzi. Uh, eu mă uit și încă o dată spun, trăiesc în Onești, aici trăiesc, uh, Fac naveta în fiecare zi la Dărmănești că așa a fost să fie, dar aici îmi duc viața, de zi cu zi, de aici îmi fac cumpărăturile. Uh, apropo, domnul uh, Jelcu nici nu știți că nu locuiește în Unești. Nu? Păi Dânsul stă în Cașin. Acolo plătește taxe și impozite și lucrează la Unești. Da. Dar, în fine, problema Dânsului nu este problema mea, că că un, o persoană din Cașin candidează, bănuiesc că are și buletinul că dacă a fost ales consilier local, ce are o reședință în Onești, dar dânsul trăiește zi de zi în Cașin adică cum e spre Cașin pe stânga unde sunt acele vile și nu e nu e nimic nu spun o spun ca și o că critică toată, dar oneștenii ar fi bine să fie atenți să aleagă un oneșten uh, tot ați făcut pomenirea ați cum mențiune, mă rog am discutat așa amestecat uh, Primarul Neghină menționa că atunci când a intrat, a intrat în primărie, dumneavoastră făceați împrumuturi pentru salarii. Nu este adevărat. Eu nu vreau să spun că dânsul minte că nu, nu e frumos. Dar nu este adevărat. Și drept urmare, vă rog frumos, printr-o adresă scrisă sau sunați la, cred că e tot Daniel Tărlungeanu, director da, economic, cred că da, nu? Da. Să-l întrebați dacă primăria municipiului Ionești, în mandatul da, de... Un... A, au fost dificultăți financiare? Atunci hai să vă întreb altfel. Eu eram un primar în opoziție atunci, dar niciodată primăria municipiului Ionești nu a, nu a întârziat cu salariile aferente angajaților primării DPP și DGAS. Niciodată. Una. Doi. Primăria municipiului Ionești niciodată n-a fost îndatorată a făcut domnul creditul istoric. A făcut domnul Lemnaru acel credit pentru centrale, la Termon. Gănațiu Nicolae nu a făcut niciun credit. Nu s-a împrumutat la nicio instituție bancară sau de altă formă niciodată în... pentru că un astfel de împrumut ar fi fost girat îl dă Consiliul Local. Și vă rog frumos să verificați la Consiliul Local și la, și la domnul Tărungean. Eu, Tălungeanu. spun, că, eu spun că domnul, domnul Neghină este eronat e, informate de către cineva. Nu cred că dânsul a vorbit, adică cu, că ați spus asta cu vreo, cu vreo tentă, ci nu cred că este bine informat. Am înțeles. Nu, eu am întrebat pentru că au fost multe discuții și... Și vor mai fi. Păi așa e, asta e viața orașului, Trebuie să purtăm discuții, trebuie să clarificăm. Eu zic că am clarificat un, un subiect. Da, că adică mai multe în seara asta. Dar am remarcat cât de multe ce feedback ați avut. Nici n-ați mai venit o perioadă de timp la emisiune. Bine, treaba la, la primăria orașului dărmănești e destul de strânsă. Păi, eu, vă, eu vă propun să ne mai întâlnim în perioada următoare. Și de ce nu lansezi invitația încă o dată către toți cei care își doresc să ocupe funcția de primar. În, în municipiul Onești să ne întâlnim pentru o dezbatere pe ce subiecte doriți, cu toți invitații, într-un cadru nu neapărat neutru unde doriți dumneavoastră sau unde doresc dânsii, pentru că oneștenii merită să fie bine informați și să și vadă, să și asculte pe cei care doresc să candideze să ocupe unul de primar până la urma urmei Da, o dezbatere de nicio... genul ăsta ar fi interesantă să vedem dacă ceilalți contracandidați acceptă Păi, asta aveți mai multe părchii să-i întrebați dacă acceptă sau nu Cu siguranță o să-i întreb, asta e cu siguranță treaba aceasta uh, Vedem cum vor evolua discuțiile și o să vin cu un okay. update ca să zicem așa, pentru telespectatori uh, eu vă mulțumesc pentru prezență în, în emisiune. Am vorbit uh, amestecat de dărmănești, de onești, oamenii au adresat întrebări de parcă ați fi primar. Uh, nu se știe, nu? Eu le mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră în primul rând și le mulțumesc oneștenilor pentru că nu pot să uit. Uh, în 2016 mi-au dat un vot de încredere și i-am reprezentat patru ani pe toți oneștenii și pe cei care m-au votat și pe cei care nu m-au votat. Am ucit pentru toți. Îmi propun și o fac onest, adică chiar îmi propun să muncesc pentru onești mai mult decât am făcut în 2016-2020. Nu, nu, cu gândul de a da pe cineva afară, de a scădea salarii, de a tăia bonuri Bun. de masă, nu. Îmi propun să fac administrație performantă la onești, să creștem nivelul de trai a oneștenilor, să trecem odată pentru totdeauna. Eu n-am fost un om care să fac rău. Nimănui. Eu cât am fost primar, nu știu dacă știți sau nu, dar se poate verifica, nu am făcut nimănui nicio plângere penală sau de altă natură. Nu am fost uh, un tip care să uh, mi-a făcut -a la rău, nu știu, când, în campanii sau când eram eu mic ceva și haide să mă răzbun pe el. Nu, nu. N-am fost genul ăsta de om și nici nu sunt. Cu atât mai mult e și perioada asta frumoasă, zic eu, a anului în care, um, um, în post trebuie să fim chiar mai mai smeriți și poate ar fi trebuit și eu să fiu astăzi mai smerit, dar mi-am dorit să transmit oneștenilor gândul meu de bine. Îmi doresc să muncesc mai mult pentru oneșteni, îmi doresc să facem lucruri mai bune împreună pentru orașul nostru și aș ruga să aibă încredere în credere mine pe data de 9 iunie. Iar eu vă mulțumesc pentru prezență în emisiune și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc foarte mult! Dragii mei, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi de luni până vineri de la ora 17 sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!